eu aș reveni la povestea cu Claudiu și cu business. Și aș zice totuși că perspectiva e aceea că cardului de credit de 10 dolari și te duci la Amazon ca vendor de data asta, pot să dau un exemplu concret că Socrate Open și Conchiere chiar e primul recurs care poate fi luat din cloud. Și atunci ca vendor spui problema, bun, mă duc și iau Red Hat, mă costă un dolar și X, iau Microsoft un dolar X2 și iau Ubuntu, să zicem, care e un dolar X3. Și atunci ca vendor îți pui problema cât te costă pe oră și unde este exact cel mai ieftin. Și acum poți să imagini care nu e nici pe Red Hat, nici pe Microsoft, e pe Ubuntu, de pildă. Dar nu știu de ce s-a luat decizia asta tehnic și din punct de vedere economic s-a zis, domnule, e cel mai ieftin. Nu înseamnă că nu poți să faci imagini și pe Red Hat, și pe Microsoft. Deci, până la urmă, eu zic, componenta economică pentru end-userul care va plăti ca la curentul electric va determina dacă bate Ubuntu, Red Hat-ul sau Microsoft-ul sau CentOS sau alții. Deci nu e relevant. Cred că nu e chiar nu e relevant. E relevant, până la urmă, cât dai pe o oră de folosită recurs.